Bună dimineața, domnilor și domnilor. 25 ianuarie, ultima zi de trei din această săptămână, o zi care nu are un calendar economic foarte bogat, dar totuși are câteva știri interesante. Repere orare. Ora 11 vom avea German Ifo Business Climate-ul cu o creștere de la 102,4 la 103,1. La ora 11:30 avem preliminarii GDP-ul trimestrial pe Marea Britanie cu o scădere de la 0,9, cifră revizuită la minus 0,1. La ora 15:30 vom avea core CPI-ul pe zona Canada cu o scădere de asemenea la 0,0% la minus 0,2%. Și la ora 17, ultima știre cu impact major din această zi, New Home Sales-ul pe Statele Unite, cu pare să o creștere la 377 la 387. Cea mai interesantă știre pe care am citit-o în cursul serii a fost unul dintre oficialitățile, nu mă țin minte exact, oficialitățile japoneze a spus că nu este nicio problemă dacă USD-ie nu ajunge la 100 de dolari. Interesantă abordarea, deci, se pare că în continuare vom paria pe deprecierea ienului. Ok, deci cam astea sunt știrile cu impact major din această zi. Hai să vedem principalele produse pe care noi le urmărim, produse de tranzacționare, și vom începe, bineînțeles, cu SP500, ca de obicei. SP500, foarte interesant, mișcările. Iată o creștere a lui SP500 peste 1500, reușind să facă un high la 1502, dar atenție, după ce a făcut acest high, am avut o pierdere cu ghilimele de rigoare de presiune, realizând ieri o bară de indecizie, ceea ce ar putea crea premisele unei corecții, care din punctul meu de vedere ar putea să ajungă până pe 1472, și o să marcăm această zonă ca să o vedem mai clar. Este vorba de fosta zonă de rezistență de la 1472-77, hai să spunem 1407, încerc să o pun la 1473. Ok, cam în acea zonă, 1472-1473. Deci aceasta ar fi prima zonă la care mă gândesc în cazul unei corecții de probleme ale prețului în short. De asemenea, se observă foarte bine, fără absolut nicio problemă, se observă foarte bine divergența bearish clasică în formare. Ceea ce ne atrage atenția că suntem posibil în fața unei corecții. Din această cauză, datorită acestei bare de indecizii pentru ziua de astăzi, eu spun un stand-by pe SP500 cu o probabilitate ceva mai ridicată de corecție. Dow Jones, pardon, am greșit indexul Dow Jones, ok, da, era normal, nu există un astfel de indicativ. Dow Jones. Ok, acum. Dow Jones de asemenea și el formează o maximă la 13.879 și ne apropiem spre de numărul rotund 14.000, după cum observați. Într-adevăr, în acest caz nu avem o bară de indecizie, ci am avut o bară cu caracteristică bullish, dar atenție, după ce a făcut acest high, am avut o retragere undeva la 50% din bară, ceea ce de asemenea poate crea premisele unei corecții. Totuși, probabilitatea de trade pe Dow Jones, spre deosebire de SP500, înclină mai mult spre long. Și e de remarcat zona 13.660-664, zona de fostă rezistență, care în cazul unei corecții poate constitui o primă zonă în care prețul ar putea să aibă probleme. Rămân pe ideea unei probabilități ușor ridicate de long pe Dow Jones, dar nu exclud posibilitatea ca în cursul de zilei de astăzi să vedem poate o corecție spre 13.664. De altfel și aici suntem în fața unor divergențe bearish clasice în formare care atrag atenția asupra acestui lucru. Petrolul. Petrolul
rămâne sub swing-ul creat miercuri, cu maximul la 96,86. Totuși, atenție, formează un inside bar, ne reușim să mai treacă peste maxima la 96, 99, 97, număr rotund, de altfel observați, aici am avut această maximă. Ca probabilitate de trade datorită structurii de higher high, higher low pe swing-uri, rămâne în continuare pe o structură de long, dar această bară cu aspectul short de pin bar, nu a reușit totuși să facă un pin bar, îmi indică o posibilă revenire a petrolului într-o primă fază spre zona de la 95-38. Mă aștept să văd mai degrabă o consolidare a petrolului între aceste zone de la 95 și respectiv 97. Standby deocamdată pe petrol și observați acea divergență, această divergență bearish clasică formată din de pe petrol, ceea ce ne indică o posibilă corecție. Deci, iată, dacă vreți, o sincronizare între scenariile de pe petrol și scenariile de pe SP500, ceea ce mă poate duce cu gândul la o eventuală pe indexul dolarului, la o eventuală posibilitate de întărire a dolarului. Hai să vedem puțin indexul dolarului. Nu puțin, puțin mai mult îl comentăm. Iată indexul dolarului în continuare în stadiu de consolidare. Deși pe structura swing-urilor a făcut un lower high, lower low, observați această ramură care se străduiește să revină în uptrend. Bară de indecizie în cursul zilei de ieri. Avem două limite interesante în care indexul dolarului lucrează în ultima perioadă, și anume avem limita de la 80-20, poate chiar puțin mai jos, dar hai să spunem 80-20 este 80-19, 80-20, da? Și aveam cea de-a doua limită, care este undeva la 79-79, da? Oh, ok. Deci, iată aceste două limite. Interesant este faptul că a făcut un inside bar într-o locație în care prețul poate să facă ambele mișcări. Ar putea să meargă să spargă 80-24 și să plece mai departe în long spre zone mai înalte, și o primă zonă la care ne gândim ar putea să fie 80-73, sau ar putea reveni în short cu o targetare spre 79-51 într-o de asemenea primă fază. Standby deocamdată pe indexul dolarului, ceea ce mă duce cu gândul că probabil pe majore vom vedea, cel puțin pe EURUSD, o rămânere, o stagnare în acea zonă între 1.34 și 1.33, dar o să discutăm la momentul potrivit. Nikkei-ul. Nikkei-ul a revenit în trend ascendent după ce a avut o perioadă în ultimele zile de ușoară cădere. În momentul în care s-a apropiat de zona 10.393, 10.400, în momentul în care ne-am apropiat de această zonă, hai să spunem 10.400 pe rotund, da? Ok, o să o și edităm să vedem această zonă de la 10.400. Ok. 10.400. Foarte frumos. Prețul a făcut o revenire în uptrend. Avem o maximă la 11.025, foarte aproape de zona 11.000, număr rotund. Hai să edităm și această zonă. 11.000, număr rotund. Ok. Și avem o revenire în trend ascendent cu targetare posibilă spre 11.000 în cursul zilei de astăzi, și dacă vom avea un breakout, probabil ne îndreptăm spre o nouă zonă, eu știu, 11.200, 11.250. Am putea vedea cam care ar putea să fie zona care ne interesează, uitându-ne pe o extensie de preț. Extensie, așa, și ia să vedem cam care ar putea să fie o zonă de
11.158 ar fi o primă extensie și a doua extensie undeva la 11.330, 11.300. Posibil, foarte posibil acest lucru, deoarece am văzut oficialitățile japoneze sunt foarte hotărâte. Indexul futures al ienului. Ienul a registrat o depreciere foarte puternică în cursul zilei de ieri, a făcut o nouă minimă la 11.09, ne îndreptăm spre 11 număr rotund, probabilitatea de trade short, structură de lower high, lower low pe swing-uri, prea multe comentarii nu avem ce face la indexul futures al ienului. Indexul futures al francului elvețian. Francul elvețian rămâne într-un stadiu de consolidare între o limită a unui swing de la 10.788, de la 1.0788-1.08 și minima precedentă de la 1.0687-1.07 număr rotund. Într-adevăr, termină ziua într-o structură de tip in bar, dar cu care exercită o presiune asupra swing-ului precedent de la 1.0788, o presiune de buy. Dacă va sparge acea maximă de la 1.0788, următorul target va fi undeva spre zona de la 1.0836. Atenție la acest falling window care ar putea juca rol de rezistență. Deocamdată stand-by pe acest index al francului elvețian, iar pe gold, pe aur, așa cum ne-am obișnuit, iată, respingere frumoasă din 1700, cădere, revenire în downtrend, ne îndreptăm înapoi spre zona de suport, de fapt e un pivot acolo, de la 1630. Noi ne-am mai întâlnit cu această zonă, am mai avut reacții de preț pe această zonă, o zonă interesantă, da, 1630. Și se pare că rămânem în continuare pe acel scenariu de care tot am vorbit, este vorba de scenariu de sideways între 1700 și 1630. Deci revenim cu o probabilitate destul de ridicată de short cu targetare spre acea zonă. Atenție pentru cei care tranzacționează aur, o primă zonă de blocaj mai înainte de 1630 este la 1652,4. Mergem și așa cum o să analizăm și o acțiune. Iată BAC-ul după ce a ajuns pe 11. Știți că noi am discutat despre această zonă suport de la 11, eu am spus 11 număr rotund, ok, am avut o respingere foarte frumoasă, o respingere care durează de aproximativ 3 zile, ne-am apropiat iar de o rezistență interesantă și vorbim de rezistența, de fapt este chiar un pivot daily la 11.83, foarte aproape de 12, pardon, n-am vrut să fac... Vreau ca să trasez acel 12 și nu prea mi iese. 11.80, da? Ok. Deci acest pivot de la 11.80. Construcția barei de ieri a fost o bară care inițial a fost bullish, după care am avut o retragere sub 50% din mărimea barei, dar rămâne într-adevăr pe o ușoară probabilitate de trade long cu targetare într-o primă fază spre 11.81, iar în cazul unui break la 11.81 ne putem aștepta la vizitarea maximii precedente de la 12.2. Asta în ceea ce privește acțiunile de pe Bank of America Corporation. Ok, iată, Bank of America Corporation are planificată și o pe 27, la sfârșitul săptămânii viitoare, o plată de dividende, după cum observați, da, o plată de dividende, mai avut o plată în cursul zilei de 17, pe 17, pe 27 din nou avem dividende, da, ok, bun, mergem acum pe principalele perechi valutare
și o să discutăm euro-USD-ul în primul rând. Euro-USD-ul rămâne, după părerea mea, într-un scenariu de sideways. Am avut într-adevăr o bară bullish la momentul în care s-a apropiat de 1.34. După cum vedeți, o zonă de rezistență bine conturată, am avut o respingere și dacă îl urmăresc pe H1, acea respingere se pare că în cursul acestei nopți a trecut înapoi sub zona de rezistență pivot de o oră de altfel, ceea ce indică o probabilitate de trade short și chiar o oportunitate de trade în condițiile în care va forma un swing low. O nouă urcare ar putea constitui o oportunitate de trade short. GBP/USD Daily. GBP/USD Daily, iată, în cursul zilei de ieri a reușit să facă un breakout la 1.5800, care este pivot lunar. Pivot săptămânal 1.5800. Pare bearish foarte interesantă, probabilitate de trade short destul de ridicată și nu trebuie decât să urmărim o confirmare a breakout-ului pe H1. O confirmare care începe ușor ușor să contureze, după cum observați, în crearea unui swing high cu caracteristică de lower high și revenire a prețului în trend down. Ca oportunitate de trade, intrarea ar putea să fie la 1.5753 cu un prim target, după cum aici avem o extensie de 127% din urcarea precedentă, un prim target undeva spre 1.5685, un al doilea target la 1.5500 pentru o tranzacționare pe termen mediu și lung. Ok, USD-Yen. USD-Yen-ul, foarte frumoasă aprecierea, s-a plecat dintr-un pin bar pe care noi imediat l-am taxat ca atare. Avem o poziție care sperăm să se transforme într-o poziție medium term, long term. De asemenea, în cursul zilei de el a creat și un 1-2-3 sprijinit pe acest 88 pivot lunar. Și iată că avem o nouă oportunitate de trade pe acest 1-2-3, probabilitate de trade long cu o primă targetare 91 pivot săptămânal. Eu urmăresc, ca și target, urmăresc zona 95 pivot lunar. Sper să ajungă până acolo prețul și sper că această poziție care se dezvoltă la ora actuală, o poziție deschisă pe daily, să devină o poziție de termen mediu și lung. Următoarea pereche care o analizăm, USD Franco. Ok, USD Franco rămâne în consolidare, este prins între două zone, între 9.235 după părerea mea și 9.400. Nu ne-a făcut mare lucru. E adevărat că în această zonă ieri a făcut un short pin bar, dar e de pas, nu este de intrare și după părerea mea suntem în stand-by pe USD Franco. USD Canadian. În schimb, USD Canadian în cursul acum două zile a reușit să facă o trecere peste paritate și respectiv peste această zonă de rezistență la 99.70 și iată se apropie de un pivot weekly la 1.0050, o locație pe care trebuie neapărat să o urmărim. O reacție a prețului aici ar fi foarte interesantă, indiferent care ar fi ea, că va fi o respingere sau va fi un breakout, și aș spune că în cursul zilei de azi vom fi cu ochii pe acest 1.0050, deși avem într-adevăr o probabilitate mai ridicată de breakout la 1.0050 și asta vom și urmări, un eventual breakout la 1.0050 ca oportunitate de trade. Australianul SD-ul Daily. Australianul SD o pică sub 1.0481, face un breakout frumos pe un trigger de inside bar cu plecare din 1.0580, zona de rezistență daily, respectiv 1.06, zona de rezistență weekly. Probabilitatea de trade este short cu, după părerea mea, o primă targetare în zona de la 1.0404, care este, după cum vedeți, o zonă de pivot minor, hai să spunem daily, și chiar o să plasăm o linie orizontală în această zonă. Deci iată o probabilitate de trade short, cel puțin în această dimineață, pe australian USD, ca urmare a acestui inside bar cu trigger foarte puternic. Dacă va depăși acest 1.0300, 1.0
4, numărul tot 10389, da? Hai să-l încerc să-l aduc la 104, să-l vedeți, ok? Atunci vom avea un nou target și anume o zonă de asemenea daily bine conturată, după cum vedeți, mai bine conturată la 10334, este, după părerea mea, mai bine conturată decât 104. Deci, încă o zonă daily de la 10343. Deci, probabilitate de trade short, mi-ar conveni următorul scenariu, un pullback al prețului spre 10481 și aici, eventual, pe oră, un setup de short pentru mărirea potențialului poziției. NZD-ul, USD-ul daily, consolidare deasupra lui 8350, care, așa cum vedeți, este o zonă pivot daily bine, foarte bine conturată, s-ar putea chiar și weekly, hai să ne uităm puțin. Nu, din punct de vedere weekly, mai degrabă este o fostă zonă de rezistență, este mai, deci 0.472 este o zonă weekly, iar 0.8350 este o zonă daily bine conturată. Un eventual breakout la acest 8.350, se pare că presiunea este pe acest breakout. Ne poate duce cu ideea, atenție, la un short, dar în același timp ar putea exista și o respingere din această zonă care ar putea trimite din nou prețul spre 0.8472. Standby deocamdată și vom urmări, pentru că suntem pe o locație interesantă, vom urmări reacția prețului la 8.350. Doamne și domnilor, cam asta este analiza tehnică daily de astăzi. O să ne auzim cu o nouă analiză tehnică în cursul weekendului. De data aceasta o analiză tehnică weekly daily. Vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, astăzi de la ora 16 până la 18 avem transmisie, OPG-ul are transmisie publică. Vă așteptăm și vă urăm o vizionare plăcută, transmisie live, bineînțeles. La revedere! Not impossible.